În țara noastră, zilnic o femeie este diagnosticată cu cancer de coluterin, iar la fiecare 3 zile, una din ele moare din această cauză. Chiar dacă, spre deosebire de alte boli, aceasta poate fi ușor prevenită, multe moldovence își neglijează propria sănătate și nu merg regulat la medic. Un studiu național efectuat recent arată că aproape 60% dintre femei nu au făcut niciodată un test citologic. Chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 de ani să facă o dată la 3 ani testul citologic pentru a preveni sau pentru a depista cancerul de coluterin, multe femei ignoră acest lucru. Lipsa de timp, grijile casnice și lipsa de informare, acestea sunt motivele invocate cel mai des de femei care le împiedică să facă testul citologic. Ați făcut vreodată testul ăsta de depistare a cancerului de coluterin? Nu. Parcă am făcut odată, dar că m-am simțit rău, dar pe urmă n-am mai putut, sau undeva cu 8 ani în urmă. N-am avut timp. Da. Dar intenționați să mergeți să faceți testul? Da. Dar cunoașteți că e gratuit? Nu cunosc. N-avem când să ne ducem să facem. Acum nu intenționați să mergeți să faceți testul? Nu, că n-am când, că am copil mintea la casă, nepoțel și n-am când. Nici nu știm de așa ceva. Da, nu ne spun la spital nimic. Nu știm de nimic. Am auzit de așa ceva, dar... Știm, dar noi la țară suntem rămași în urmă. Astfel, ignorând propria sănătate, multe femei ajung la medic mult prea târziu, iar șansele la viață sunt din ce în ce mai mici. Din păcate, cancerul coluterinului ocupă locul 2 din maladiile oncologice genitale la femei, în special femei tinere. Cancerul de coluterin este precedat de niște stări precanceroase, care frecvent sunt asimptomatice și pacienta se adresează la medic doar când deja apar primele simptomele cancerului propriu-zis. Testul citologic este gratuit. Prelevarea probelor durează câteva minute și este o metodă absolut nedureroasă. Această analiză poate fi efectuată în cadrul oricărui cabinet medicului de familie, în special în zonele rurale. Se face gratuit. Pacienta este chemată de către medicul de familie, se efectuează testul și deja este informată pe telefon despre rezultatul testului. În cazul testului atipic, pacienta este redresată la cabinetele de colposcopie. Doina Danielean este o tânără care din pură curiozitate a făcut testul citologic, iar vestea că are cancer de coluterin i-a dat lumea peste cap. Din fericire însă, faptul că s-a adresat la medic la timpul potrivit i-a reușit să învingă boala mult mai ușor. Atunci când tu ignori niște sfaturi din partea unui medic, ajungi să plătești dur pentru asta. Cazul meu a fost cazul fericit și mai ușor, mult mai ușor de tratat atunci când îl descoperi la timp. Deja când e vorba de faza 3-4, femeia poate rămâne fără uter sau femeia poate rămâne fără viață. Ea îndeamnă toate femeile să lase grijile deoparte și să facă din propria lor sănătate o prioritate. Mesajul meu pentru toate femeile din Moldova este... să încercăm să fim măcar în proporție de 70% conștiincioase cum sunt femeile de peste hotare din Europa. Cancerul în țara noastră întinerește. Știți de ce? Pentru că noi, femeile din Republica Moldova, avem grijă de perdele, de covoare, de vopsit pereții, de făcut mâncare la soț, de hrănit animalele, de crescut copii și tot așa. Lista e foarte lungă și noi suntem undeva acolo la capătul acestei liste. Cancerul de coluterin este singurul tip de cancer care poate fi prevenit prin vaccinare, care de asemenea se face gratuit în țara noastră. Vaccinul contra virusului HPV, papiloma human, poate fi administrat fetelor cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani. În ultimii 5 ani, peste 1500 de femei au fost diagnosticate cu această maladie, iar peste 1000 și-au pierdut viața.